care am realizat trei plastii de valvă mitrală prin sistemul Hartport, asta înseamnă o mini-incizie între coaste, deci în loc să fie deschis sternul, deci de sus până jos, în loc de a se practica o sternotomie, cum se practică de obicei, printr-o mini-incizie am realizat reparația valvei mitrale și ceea ce a fost în premieră absolută este sistemul de fixare a valvei, a inelului valvular în plastia mitrală, un sistem de fixare rapid. Deci știți că în chirurgie noi facem noduri de fiecare dată când suturăm un vas sau o valvă sau la piele, oriunde. Practic acest sistem evită să faci noduri. Și intervenția se termină mult mai repede. O încadrare în timp așa pentru noi care suntem specialiști? Intervențiile au durat în jur de undeva între 2,5 și 3 ore. 3 plastic valvulare reușite la pacienți cu vârste cuprinse între 58 și 55 de ani.